Hai noroc, mei, bine vă la un nou episod. Astăzi suntem pe Mitindu-i Tiger Goose pe seara principală, dar înainte să intrăm la videoclip, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și follow pe Instagram pe care găsiți jos în descriere. Astăzi vreau să vă prezint noile update-uri pe care Gameforge le bagă pentru jucători. Vreau să vă arăt și premiile pe care le dau cei de la Gameforge și mai multe chestii, server nou temporar. Dar până atunci avem 9 One pe care vreau să-i băgăm în onyx ori, ca ca un prezesul de bun pe piață. Și mă pun eu să le cumpăr, revenim când le avem cumpărate. Am cumpărat și Onix-urile, dar ne să dăm în ele, vreau să mergem până la 1, evident să facem ce facem de fiecare dată. Și anume să vorbim cu baba să dacă avem și noi noroc sau dacă avem ghinion sau dacă merge cum ar trebui să meargă, adică nici prea prea, nici foarte foarte. Avem nici mai mânc, puțin de 8 cu 4, 12 onixuri, 9 în on investiția. Am auzit că sunt acceptă, astăzi vei avea ceva noroc. Hai să vedem dacă chiar așa este. Deci ne trebuie una, două, trei, patru reușite cum ar veni. Acum, hai să vedem. Începem cu dreptul și avem o reușită. Eșuat, eșuat, trei eșuri la rând, nu e bine, două reușiri, trei reușiri. 4 reușiri. Bă, nu e niciunul full, dar oricum nu cred că are preț în plus dacă este full sau nu. Hai să mergem să vedem cât costă un legendar și dacă am ieșit pe plus, pe minus sau pe egal. Pe minus sigur n-am ieșit. Vreau să vedem dacă am ieșit pe plus sau pe egal. Dăm la pe sticlă, alchimie, onyx, începem cu legendarele. Hai să scoatem și un calculator. Este 2,1 și 20 bucata. Și avem 2,2 ori 4 plus 0,7. Am avea un profit de 50 de kk, care e un profit infim. 2,20, 20, legendarul mitic cu 6 unii. Am putea să încercăm să dăm în ele. E destul de bun profitul dacă, dacă reușește. Așa că o să încercăm, evident, nu ne oprim noi doar, doar aici și o să dăm în bazar. Hai să vedem. Rafinare, ok. Le dăm pasta full. Bam, bam. Bam. A ieșuat. Și a mers unul. Deci suntem, cum ar veni, pe același, pe același, profit. Undeva la 50 de caca, Avem 6 unde aici. Cu 2.28.2 8,2. uite pe Tinker. 6 uni, cu 2,2 vin 8,2 și cu 0,70 suntem pe minus chiar. Mă rog, suntem pe egal, adică am pierdut profitul ăla de 50 de caca, asta am vrut să zic, doar că e ora 3 jumate și nu prea am găsit cuvintele, dar înțelegeți voi ce, ce vreau să zic. Ah, un pic, un pic nașpa. Hai chat că din minus 50 de, caca aia pe care îi făcusem, am ajuns să facem un profit de un on, pentru că i-am dat la Taker Onix-urile legendar și mitic să dea în plus în ele, au reușit amândouă, merea 10 ori, după care am dat și Anticu că oricum nu mai interesează, Antic a ieșit, dar oricum noi suntem pe profit 1 on, am băgat 9 one, avem 10 un acum. Ideea e că ne trebuie și armă, dar pe piață sunt doar arme foarte proaste și alea bune sunt foarte, foarte, foarte scumpe. Așa că o să ne mai uităm puțin la ce să dăm un plus. E 3 on 60 robinul antic, adică ar veni 7,2, 10,8, nu? Da, 10,8. Și un legendar este 11 ani. Adică este bun la preț. Nu, stați mă, cred că am făcut prost, cred că 10, stați un pic, stați un pic, să fim siguri, 3,6 ori 3, da, am calculat bine, nu, nu dau în, în, robin. Ia să la granat, 74 de caca și legendarul ar trebui să fie undeva la 2,2 și el. Și e 2,2. E bun, legendar. Să luăm niște granate, să ia să ne uităm și la, la niște brățări lacrimă cer plus 9, 7 oni, bun, și plus 6, 14 kk, și plus 7, 33, după aia 40, o să le iau pe asta 4 la 40 și o să mai iau și Hai mă, mă bag să iau niște brățări, o să luăm de 5 ori niște brățări, să vedem, poate facem una plus 9, dar mă bag să le cumpăr, cumpăr upgrade-uri și revenim 3 de la Firar, să vedem dacă la Firar ne merge mai bine decât la Alchimist. Bun chat, hai că am investit 4 ori și 20 de caca, nu 5 ori cum am zis, am luat 5 brățări plus 7 și încă 15 plus 6, bă, ideea e că am văzut pe YouTube la Parfi, Adioge, Taker, la foarte, foarte mulți youtuberi, faptul că au pus clipurile pe privat din motivul că sunt niște oameni, nu știu cine, care cumva dau strike cu o licență falsă, din ce am înțeles eu, și YouTube-ul este păcălit de acea licență, dar dacă vorbești cu YouTube și faci mail-uri și tichete, am înțeles că îți, că îți recuperează, canalul înapoi, dar nu înțeleg cum e posibil să facă treaba asta, așa că dacă o să vă și primul strike, vreau să mă că o să punem absolut tot pe privat și o să începem să facem doar live-uri. În cazul în care nu o să fie niciun story, când ne continuăm treaba și activitatea în mod regulat cum facem de fiecare dată și mergem înainte. Dar m-a speriat un pic și mine treaba aia pentru că vreau să că nu vreau să să strig munca pe care o am fac aproape de 2 ani sau cred mai bine de 2 ani de fapt. Pentru ce? Pentru că YouTube-ul e inapt și nu e în stare să citească o licență care e falsă până la urmă. În fine, mă rog. Hai să vedem brățările. În asta avem 5 bucăți plus 7 plus 6. Eu aș zice că ies 7 plus 7. Acum, Haide să vedem. Începem cu stângul cu eșoare. Două eșori la rând. Avem prima brățară plus 7. Două brățări plus 7. Eșuat. Eșuat. Trei brățări plus 7. Patru brățări. Bă, în momentul nu merge rău. Chiar, chiar nu merge rău. Uite, avem 5 bucăți. 6 bucăți. Eșuat. Eșuat mers și mers. Bă, n-am mers deloc uh, rău, chiar, chiar am mers destul de bine, am făcut uh, 8, eu am zis 7, au mers 8. E, e perfect. Acum avem un total de 13 brățări plus 7, dacă le-aș fi cumpărat, aș fi dat 45 de caca pe bucată, ori, deci 45 ori 13 bucăți, asta ar însemna aproape 6 unde suntem pe plus, cum ar veni, mai bine că am luat plus 6 decât să luăm 3 plus 7. Acum, hai să vedem câte merg plus 8. Din 13 plus 7, 5 măcar plus 8. E mult, dar, na, așa să sperăm. Hai să vedem. Începem și cu stângul și aici, cu ieșoare. 2 ieșoare la rând. Una plus 8, bun. Eșuat. Eșuat. Hai să nu mă lași doar cu una plus 8, te rog. Eșuat. Avem 4 ieșoare la rând. 5 ieșoare la rând. 6 eșori la rând, hopa, mamă, 7 la rând, 8, 9, avem 10 eșori la rând chat, 10 eșori la rând mâncava și voastre și avem doar una plus 8. Hai să vedem dacă merge șanse infime, dar na, let's go, bam, și a ieșit, bă, gherlă pe plus, gherlă, gherlă mare pe plus au ieșuat 11 brățări la rând, 11 brățări la rând ieșuate la firar. Wow! După ieșecul de mai devreme cu brățările, am să investim și ultimii 500 de KK și să mai luăm încă 30, mai rău nu arată aici aparent, 31 de brățări. Acum, na, ca să fim pe plus, ne trebuie 2 plus 9. Dar măcar să iasă una să ne scoatem din pagubă și aia e. Dacă iese una să zicem că e ok. Dacă iese două avem și profit. Acum, na, haide să vedem. E important să iasă măcar una să nu fim gherlă, gherlă, gherlă. Și o să mergem din nou pe CH3. CH3 și CH1 sunt norocos, așa că haide să vedem. Începem cu o reușită de data asta. Două reușite la rând. Bă. Trei reușite și o ieșoată. Momentan e destul de bine. 4 plus 7, 5 plus 7. Dacă facem foarte, foarte multe plus 7 și avem un profit considerabil, adică cel puțin, nu știu, 8 sau 7 ani le vinem direct plus 7. Numai nu le mai dăm la plus pentru că nu are sens. Și momentan văd că merg foarte, foarte bine. Avem 4 la rând, mâncavași. Și de data asta, de data asta sunt 4 la rând reușite. Da, uite, și 3 la rând de șoate. 4 la rând de șoate. Hai că l-am... L-am deocheat. 6 la rând de șoate. 7 la rând de șoate. Uite, încă o reușită. Eșuat. Mers. 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 Bă, cred că am făcut ceva oricum. Cred că am făcut bine. Eșuat. Mers. Și ultima. Mers. Hai să nici noi câte am făcut, că nu le-am nu le numărat. Avem 16 pe plus 7. Mai mult de jumate mai mult de Și avem 16 pe ori 0,4. Am avea 6,4 ani dacă le-am le Așa, le asta e o schemă de făcut profit, dacă sau să mă gândesc. Dacă l aș fi luat de pe shop, bine, acum e vreo 48 de caca bucate, le-am pus la 40. Dacă le luam de pe shop cu 40 de milioane bucată, am aveam 640 de milioane. Eu am investit doar 500 de caca și chiar mi se pare destul de bine. Acum, Ana, avem 16 pe plus 7, să vedem cât ies plus 8 ultima oară a reușit doar una plus 8. Să sperăm că nu e la fel de gherlă. Începem cu 3 la rând eșuate, 4 la rând eșuate, ah, 6 la rând eșuate, da, să ne marcăm pe mau, ne mai dăm jos. Doamne, cava și cu... Bă, ce se întâmplă, băi, frate, bă? Fii atent că nu merge niciuna la plus 8. Una. Eșuat eșuat, 2 plus 8, eșuat și eșuat. Bă, din 16 plus 7 am făcut doar 2 plus 8. Bă, eu când vă zic că ratele astea sunt făcute extrem de prost, nu o zic degeaba mânca, vă zic pe ce pățesc. Nu, no, chiar nu mi se pare absolut deloc normal, sincer, sincer să fiu, e A, era rău de tot ce se întâmplă, dar na, în fine. Hai să vedem. Prima la plus 9 a ieșuat evident și a doua la plus 9. Evident că a ieșit. Acum hai să vă prezint și noile update-uri pe care băieții de la Gameforge ne le aduc. Server de ajutor Iohara se face un server cam la fel ca Tempest, din ce am înțeles eu, unde pe Tempest știți bine că am jucat, am făcut și level 1 campion, așa că poate, poate ne băgăm și pe serverul nou. Hai să cu ce cu ce se întoarce serverul nou? Serverul de ajutor Yohara în se întoarce. Pregătește pentru o iarnă plină de acțiune, profită la maxim de lunile de și echipează un nou caracter pentru provocările din Iohara. Obține nivelul 1 campionul mai repede decât oricând și profită de obiecte puternice, ajutor și diverse evenimente și beneficii. Începe pe 22 noiembrie, adică în o săptămână fix și se termină pe 10 februarie 2025, adică aproximativ la fel ca și Tempest. Mi se pare că Tempest s-a terminat undeva la 15, 15, februarie, parcă, parcă, din ce ține minte. Descoperă serverele de ajutor Yohara. Ia să vedem ce zic băieții ăștia aici. Urcă rapid un nou caracter până la nivelul 1 campion cu echipamente puternice și ajutor. bucură te de arme tineri eroi de ajutor XP de la Oriel de, la, de puterea tigrului și de multe alte beneficii. Ok. Când serverele de ajutor în se Sternă vei primi un transfer gratuit pentru un tău caracter nivelul 1 campion, permițându-ți să joci în Iohara, pe serverele obișnuite, va exista un server pe regiune, Europa de Vest, Europa de Est, Turcia. Jucătorii Tagreos pot juca pe server pentru Europa de Vest. Deci, noi o să ne putem să ne facem un caracter pe serverul pentru Europa de Vest, după care facem nivel campion și îl mutăm pe Tagreos. Pe Tempest am reușit să facem nivel 1 campion și cu mult timp să se înainte să se închidă serverul. Deci am putea să ne băgăm și aici. Acum aștept și sfatul vostru și părerea voastră în comentarii jos acolo. Dacă ați dori să vedeți o serie pe serverul în nou, probabil o serie și cu multe live-uri, o serie și, și cu videoclipuri din ce facem în live-uri, eu zic că ar fi top. Pe lângă seria noastră principală de pe Tiger Ghost, pentru că aia o să rămână seria noastră, v-am zis că la ea nu renunțăm, la ori nostru de nivel 30, deci pe lângă seria cu ori de nivel 30, să ne jucăm și pe serverul, nostru, serverul nou de ajutor în Yohara. Așa că aștept mesajul vostru acolo jos în comentarii dacă vreți să ne apucăm sau nu să facem o serie de pe serverul nou. Bun, și nu în ultimul rând vreau să vă arăt și ce premii mai avem în Item Shop, pentru că din nou ne dau băieții de la Gameforge premii în item shop. De pe de vineri 15 11 ora 12 noaptea până pe 21 avem în felul următor. All items need the bioquest 30 completed. Deci trebuie să aveți biologul cu dinți. Eu îl voi termina mâine, probabil dacă reușește. Mai avem doar un dinte de dus, deci mâine o să-l terminăm și o să putem să beneficiem de 3, days loot pet fire phoenix, adică pet de a adună phoenix la roșu, de foc. Gold box, asta nu știu ce e. 15 de count buffs. Nu știu ce e asta, chiar nu am nicio idee. Medalia eroilor pe 7 zile, asta e foarte, foarte bună și pentru ninja. Deci asta o să ne ajute și pe ninja. Și 14 de auto hunt. Except, este carpatens pentru că nu există atac automat. Deci avem așa, pet de adună 3 zile, gold box-ul 15 zile, nu știu ce e ăla, 7 zile medalia eroilor și 14 zile de atac automat pe lângă aceste lucruri gratis pe care ni le dau băieții în item shop. Mai avem și special events, moonlight, avem eveniment de CL-uri, vineri 15, adică azi, 4 ore de eveniment cele, plus că o să avem și petul de adună, deci 4 ore de eveniment cele cu pe de adună și avem, a, ah, și sâmbătă. Avem și vineri și sâmbătă, dar eu sâmbătă nu, nu pot să pot participa decât vineri. Deci avem vineri uh, pe 15 și sâmbătă pe 16, adică azi și mâine. O să avem 4 ore în fiecare zi de eveniment cele, eu zic că este topul de tot cu petul de adună, vinerul de tot. 50% XP boost, tot așa începe pe vineri la 19 și se termină și duminică la 19. Adică două zile de, de XP plus 50%. Din nou e foarte, foarte bun pentru Ninja. Deci cam asta ne oferă Gameforge-ul care compensă. Nu știu exact la ce, m-am uitat camera în același loc. Nu știu la ce recompensă, probabil la mentenanțele care au fost foarte, foarte multe. ai de know exact. Cred că la asta, la ce, la ce altceva. Și asta voi și de -o clipul chat. Nu uitați să lăsați și mie acolo un comentarii dacă vreți să ne apucăm de noul server să facem live-uri și clipuri. Eu zic că o să fie topra de tot, o să rupem contentul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă vă a plăcut, să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care lăsați jos în descriere. Eu am fost Joe și noi desigur ne revedem la următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa!